Locuitorii comunei Șercaia nu vor mai fi nevoiți să bată drumul până la Făgăraș pentru buletin sau alte acte de identitate. În curând, aici va fi deschis un birou de evidență a populației. Pentru realizarea unui birou de evidență a populației în comună, primarul din Șercaia a obținut aprobare în urmă cu câteva luni. Primăria nu avea însă un spațiu să primească o astfel de destinație. În plus, nici nu erau bani la bugetul local pentru construcții. Acum însă, edilii comunei au găsit o soluție. Din taxele și taxele locale pe care am reușit să le colectăm, am reușit să mai renovăm o clădire aparținătoare primăriei, respectiv în curtea interioară a primăriei am dărâmat o construcție care, dacă nu o dărâmam noi, se dărâma ea pe noi. Și acolo vrem să facem arhivă la partea de parter, iar la mansardă să amenajăm spațiul corespunzător pentru a face evidența populației. Suntem în construcție. Dacă mai strângem cureaua așa, nu știu la câta gaură, cred că reușim să o și acoperim în acest an. În acest birou de evidență a populației, care va deservi toate satele comunei, vor fi angajați doi funcționari publici.